Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii dedicată sportului minții. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați noutăți din lumea șahului. Peste 120 de șahiști au luat parte săptămâna trecută la Cupa Snagov. Evenimentul a făcut parte din proiectul național Șah în școală. Competiția a avut loc la școala gimnazială Constantin Băicoianu din Tâncăbești. În deschiderea evenimentului, primarul Snagovului Anghel Mihai și Ion Șerban Dobronăuțeanu, fostul președinte al Federației Române de Șah, au făcut prima mutare simbolică în prezența gazdei Mihaela Leuștean. Această întrevedere, denumită Cupa Snagov, a fost organizată în memoria lui Liviu Dobronăuțeanu, cu scopul de a-i aduce un omagiu. Peste 120 de sportivi s-au înscris și au participat în cele 7 turnee distincte. Asociația Municipală de Șah București a organizat recent campionatul Capitalei la Șah Clasic 2024. Marele câștigător a fost un junior, Matei Coicev. În perioada 1-4 februarie, pasionații de șah din București au fost martorii unui spectacol deosebit la campionatul Capitalei de Șah Clasic 2024. Evenimentul organizat de Asociația Municipală de Șah București s-a bucurat de participarea a 66 de jucători, toți provenind din cluburile bucureștene. Competiția a fost gândită pentru a oferi un ritm de joc mai îndelungat, servind totodată ca un excelent test și antrenament în perspectiva campionatului național. Desfășurat pe parcursul a 7 runde la Agenția Națională pentru Sport, etajul 8, timpul de joc a fost similar cu cel al campionatului național, o oră și 30 de minute, cu adăugarea a 30 de secunde per mutare. În final, Matei Coicev a triumfat, învingându-i pe toți cei care i-au stat în cale. Locul secund a fost ocupat de Iosif Ciocani, iar pe locul al treilea s-a clasat Codruț Florescu. În plus, față de premiile generale, au fost acordate și 6 premii speciale, în funcție de criterii precum vârsta sau scorul ELO. Prin organizarea acestui eveniment de înaltă calitate, Asociația Municipală de Șah București a consolidat comunitatea șahului din capitală, oferind jucătorilor o platformă pentru perfecționare și competiție. La Pitești a avut loc weekendul trecut Cupa Suprem, la care au luat parte șahiști de toate vârstele. Organizator a fost Clubul Noul Regat Pitești. Weekendul trecut, orașul Pitești a găzduit Festivalul Național de Șah Cupa Suprem, un festival structurat pe 3 turnee. 2 turnee omologate la care au participat șahiști legitimați și un turneu neomologat organizat pentru elevii din școlile arceșene. Trofeul la turneul A Open fără limită de vârstă omologat de Federația Internațională de Șah a fost cucerit de David Harabor din Craiova, iar trofeul feminin a fost cucerit de sportiva Camelia Tatu din Sibiu. Trofeul B sub 14 ani a fost câștigat de David Prignea la masculin și Agnes Andreea Bratu la feminin. Turneul C destinat elevilor a fost câștigat de Traure John, iar la feminin pe primele locuri au fost Sima Emilia și Antonia Voican. La acest festival au participat copii și seniori din 25 de localități, dintre care o parte au provenit din mediul rural. La turneul de șah școlar, majoritatea elevilor s-au întâlnit pentru prima dată cu atmosfera unui concurs și au jucat în fața unor table de șah omologate și cu ceasuri de control alături. În acest sens, entuziasmul copiilor a relevat faptul că șahul este un sport popular atât în orașe cât și în sate. Festivalul Suprem s-a desfășurat în sistem elvețian, iar câștigătorii au primit cupe, medalii și diplome asigurate de către organizatori. Această competiție este deja la ediția a 4-a și avem convingerea că va rămâne o tradiție pentru județul Argeș. Șahul fiind un instrument important de modelare și disciplinare a gândirii tinerilor în general și a elevilor în special, a spus Cristache Toculeț, președintele Clubului de Șah Noul Regat Pitești. Arbitrajul a fost asigurat de Adrian Stănescu și Adelina Toculeț, ambii din Pitești. Festivalul Cupa Suprem a reprezentat prima competiție din calendarul competițional organizat de Clubul de Șah Noul Regat Pitești, reprezentat de Adelina și Cristache Toculeț, invitatul nostru de astăzi. Doamnelor, domnilor, dragi copii, alături de noi este domnul Cristache Toculeț, reprezentant al Clubului de Șah Noul Regat Pitești. Domnule Toculeț, bine ați venit, mă bucur foarte mult că ați reușit să ajungeți astăzi.
Bună dimineața dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitație. Am tot avut materiale în emisiune despre concursurile pe care le organizați acolo la Pitești, împreună cu soția dumneavoastră, Adelina, vă ocupați de clubul de șah Noul Regat Pitești și aveți foarte multe turnee. Nu știu când mai reușiți să organizați atât de multe. Încercăm să popularizăm sportul minții. De fiecare dată eu am militat pentru desfășurarea unor astfel de turnee de șah, în special pentru copii și juniori. Este un lucru important că la început de an am observat că și din mediul rural vin copii către șah, ceea ce denotă că și la sate și comune șahul este îndrăgit. E un lucru bun, acesta este și scopul. În special unde ne desfășurăm noi activitatea în Pitești, vin din ce în ce mai mulți copii către sportul minții. Chiar am sesizat o avalanșă începând din luna septembrie a anului trecut. Este un lucru bun. Înseamnă că în momentul în care feedback-ul este bun, și noi am desfășurat activități utile pentru comunitatea noastră și, așa cum știți, șahul are foarte multe beneficii și noi, la rândul nostru, ne bucurăm alături de copii pentru că ei vin la șah și se bucură de șah. Da, e o bucurie să vedem că își doresc să învețe șahul și mai mare bucurie este că au unde să-l practice, că vă ocupați cu atât de mult drag de acești copii minunați care vin să învețe șah. Cum a fost la ultimul turneu recent încheiat? Săptămâna trecută. Da, așa este. Am început prima competiție prevăzută, Cupa Suprem Pitești, așa este. Este o competiție, prima competiție prevăzută în calendarul competițional al anului 2024 al clubului nostru de șah, clubul de șah Nou Regat Pitești. Și împreună cu Adelina și ceilalți seniori din cadrul clubului am luat această decizie să acționăm împreună mult mai eficient, dacă se poate spune, în anul 2024, să organizăm 9 turnee de șah și în subegida acestor turnee, acestui calendar, mulți copii, din ce în ce mai mulți, să se bucure. Până acum am organizat în jur de 60 de competiții în județul Argeș, în Câmpul Lung, Pitești, cele mai multe, și evident Mioveni. Sperăm să organizăm cât mai multe și cât mai mulți copii să atragem către sportul minții și să reușim să... Că telespectatorii noștri văd imagini de, chiar de la concursurile pe care le-ați organizat. Știu că este fata dumneavoastră. Aveți copii care și ei joacă șah? Da, da, sigur. Toți copiii sunt minunați. Să știți că mă uit așa și văd entuziasmați. Avem o poză și cu Mircea Pădligras, marele maestru internațional de șah din Pitești, da? Piteștean de-ai noștri. Ne ajută și pe noi. Deja o parte dintre elevii noștri se pregătesc, cei care vor către performanță se pregătesc și cu dumnealui. E un lucru bun după ce epuizează cunoștințele noastre ale instructorilor de șah Adelina și Edi Chira. Urmează să elevul care dorește într-adevăr către performanță să se pregătească mai mult și să urce în clasamentul ELO, cel care ierarhizează șahiștii la nivelul mondial. Da, extraordinar să poți să începi șahul de la zero și apoi când ajungi suficient de bun să te pregătești cu un fost campion național, nu? Mircea, da, într-adevăr, și dar toate cluburile fac așa. Ne uităm, dacă ne uităm pe chess results, vedem că sunt foarte multe turnee organizate. Este un lucru foarte bun. A căzut bine sau a venit foarte bine și acest proiect național educație prin șah. Sunt și alte proiecte inițiate de alții iubitori ai sportului minții cu experiență și vedem din ce în ce mai mulți copii care vin către șah, adică ne dorim... Federația Română de Șah este deja a treia ca număr de sportivi leștimați. Doar la început de an s-au leștimat încă vreo 4 sau 500 de șahiști. E un lucru extraordinar. Văd, adică este vizibil, nu numai pentru mine ca om de șah, și pentru ceilalți care sunt simpli spectatori sau telespectatorii care ne privesc în acest moment. Văd că șahul a intrat pe un făgaș cel puțin normal, îmi place mie să-i spun, unde era cu ani în urmă, când era doamna Polihroniade, și vreau să fac o scurtă paranteză. Vă felicit și pe dumneavoastră că ați rămas acum și duceți mai departe. Totuși, nu este un lucru ușor. Cineva îmi spunea, și trebuie să vorbim și despre chestia asta, că sunteți plătită să faceți lucrurile astea, dar faceți din suflet și nu este ușor.
Probabil că făceați chestia asta și voluntar, eu sunt convins, ne știm de ani de zile. Am făcut și vă voluntar felicit foarte mult timp și într-adevăr, un lucru și bun. Doamna Polihrănea de la fel, o cunosc sigur. Foarte bine, a fost, am cunoscut-o foarte bine, a fost nașa de cununie, antrenoarei mele, Maria Frescu-Nădejde și, foarte din frumos. Păcate, chiar când am început această emisiune, în urmă cu 7 ani și jumătate, s-a stins, a plecat dintre noi. În a doua ediție am spus despre dumneavoastră că s-a întâmplat acest lucru și da, au fost mai mulți oameni care au spus că într-un fel încerc să preiau ștafeta, dar este foarte greu să ne ridicăm la nivelul emisiunilor pe care le realiza dumneavoastră, aveau o implicare extraordinară atunci și știu că și-a dorit, da, ca fiecare copil să, din România să ajungă să aibă tablă de șah. Și cred că toți, cu toții, absolut toate cluburile din România, toți cei care suntem implicați în lumea șahului, contribuim la acest vis să ajungă fiecare copil din România să aibă acces la o tablă de șah. Așa este. Cert este că eu am de plină convingere că faceți lucruri minunate, aduceți în emisiune, invitați copii foarte frumoși și inteligenți, popularizați sportul minții de atâția ani, sperăm noi și peste ani și ani să vedem, să revedem aceste emisiuni. Da, într-adevăr, toate cluburile de șah au proiecte să facă un cadou, să doneze o tablă de șah celor care își doresc să aibă și chiar unii nu au posibilități. Sunt foarte multe proiecte, așa cum ați văzut, piese de șah, o tablă de șah și ceas de control. Le mulțumesc și eu pe această cale celor care s-au implicat și au dat dovadă că au avut o inimă bună și au sprijinit aceste competiții. Nu este ușor, nimic nu este ușor. Toți avem această convingere, inclusiv ce faceți dumneavoastră. Și chiar din partea Federației Române de Șah am văzut acest proiect care mi-a plăcut foarte mult. Pentru fiecare nou șahist legitimat la un club, clubul va primi o sumă de bani pe care poate apoi să o refolosească pentru a-i ajuta pe cei din cadrul clubului. Într-adevăr, este un element de noutate. Majoritatea conducătorilor de cluburi au hotărât și au achiesat la această idee. Să vedem la sfârșitul anului sau în 2-3 ani, știți cum este, dacă vine o lege nouă, o regulă nouă, trebuie să vedem cam cum se aplică și ce feedback avem. Dar având în vedere că majoritatea conducătorilor de cluburi au votat pentru acest proiect, sperăm noi că totul va fi bine. Pe lângă aceasta au fost și alte modificări. Cred eu că totul iese pentru sprijinul șahului, pentru dezvoltarea șahului și eu merg în continuare cu această echipă, cu conducerea federației. Evident că oriunde faci greșeli și eu la un club, ca președinte de club, mai fac unele erori. Important este să fie acele mici greșeli să fie reparabile, să învățăm tot timpul de la alții și familia noastră, echipa noastră să se mărească, echipa șahiștilor să fie din ce în ce mai mare și să ne bucurăm de fiecare eveniment la care participăm. Așa este. Cum a ajuns șahul în familie, la copii, la fetițe? Știu că le-am tot văzut premiate pe primele locuri. Dar nu întotdeauna, știți cum este la o competiție, nu putem să obținem de fiecare dată medalia cea mai strălucitoare. Dar important este să jucăm. Cei care nu participă la o competiție au pierdut deja. Și la noi în familie s-a jucat șah. Și eu și Adelina jucăm de mici. Și-au dorit, au fost atrase de la început de șah? Da, a fost o chestie involuntară, pentru că și Erica și Timea s-au născut cu piesele de șah în casă, se jucau de la... nici nu au mers întreb în picioare. Pentru că unii șahiști de performanță mi-au spus că, din contră, copilul văzând prea mult șah în casă, câteodată e tentat să refuze, ca și când cineva îl obligă. Dar n-a fost cazul și în familia noastră chiar au fost foarte pasionate. Eu cred totuși... Ați avut anumite șiretlicuri, ați folosit să le spuneți că de fapt n-au voie ca să vrea Se mai întâmplă și așa. Este o metodă care uneori prinde, da, o strategie care prinde. Dar știți cum zicea o personalitate în viață, repetiție. Tot timpul și la matematică, dacă explici unui elev A pătrat plus B pătrat cu cât egal sau delta B pătrat minus 4AC, odată de două îi intră în cap și rămâne de matematică până... spunea că nu-ți place ceva până nu înțelegi. După ce ai înțeles, începe să-ți placă și șahul cred că e foarte asemănător în acest punct de vedere, pentru că atunci când nu știi destul șah, ți se pare poate plictisitor, pentru că nu înțelegi. Când începi să înțelegi că adevărat șahul nu are cum să mai fie plictisitor și cred că acolo este un punct la copii, poate la 6, 7, 8 ani, când încep cu adevărat să înțeleagă ce înseamnă jocul de șah, acolo nu au cum să se mai plictisească. Da. Șahul este piatra de încercare a inteligenței umane, cum a spus o personalitate, vorba de Goethe. Și în momentul când îl înțelegi, da, îl joci până la moarte, vei avea un prieten bun.
cât și la bătrânețe, însă din păcate mai sunt copii care nu ajung la performanță. Asta nu înseamnă că nu sunt inteligenți, ei pot excela în alte domenii. Da, și nu înseamnă că nu le va folosi în viață. Evident. Pentru că tot evident. Ceea ce învățăm la șah ne folosește în absolut orice domeniu. Puterea de concentrare, motivație și așa mai departe. Și cel mai important lucru este, pe care îl face șahul din punctul meu de vedere, este că ne învață să luăm decizii. Viața noastră este compusă din decizii. O decizie simplă de a alege ce mâncăm mâine dimineață la micul dejun sau de a achiziționa o casă, de a te căsători, de a alege un job, de a schimba un job, care sunt niște decizii mai complexe și necesită un studiu mai aprofundat ca să ne fie bine. Șahul vine ca un instrument perfect din punctul meu de vedere ca să ne ajute să luăm astfel de decizii. Uneori trebuie să le luăm și sub presiunea timpului, că nu putem să stăm 7 ani să luăm o decizie dacă chiar și schimbăm aici un job. Șahul ne ajută. Ne ajută și aici, pentru că unele decizii, așa cum știți și dumneavoastră și toți șahiștii, practicanții sportului minții, deciziile trebuie luate la șah și sub presiunea timpului. Foarte frumos a spus. Dacă aveți un sfat de final pentru copii care au început să joace șah, de curând, poate. Eu sunt foarte bucuros, îi felicit pe toți cei care au ales să joace șah, îi felicit și pe părinți și pe bunici. Bineînțeles, dacă sunt din Pitești, îi așteptați la club, dar dacă sunt din altfel. Evident, alt oraș... ei știu, da, în fiecare oraș există cel puțin un club, nu cred că mai sunt, acum a venit, v-am spus, un suflu nou și s-au format foarte mulți instructori, vorbeam de acel proiect național educație prin șah, s-au format foarte mulți profesori în unitățile de învățământ, în Argeș, de exemplu, sunt cel puțin 100 de profesori, ei predau șahul anul 1 și anul 2 de studiu, după care elevii pot veni, cei care au înclinație, au vocație către performanță, pot veni către cluburi. Sigur, există un club de șah la noi, știu unde să ne găsească telespectatorii, îi așteptăm cu drag cei care vor să practice sportul minții. Cum spunea și dumneavoastră, un an, doi, trei, oricum, nu este nociv șahul, dimpotrivă, este foarte benefic. O serie de beneficii pe care eu le-am precizat de fiecare dată, și îi ajută pe copii, în primul rând, să scape și de trag și să poată susține examenele pe care le au de-a lungul vieții, de la evaluare, bacalaureat, facultate, sesiune și așa mai departe, fără niciun fel de problemă. Indiferent dacă examenul este oral sau scris, are o memorie bună, pentru că prin șah își îmbunătățește memoria, devin inteligenți, stăpâni pe situație și să nu uităm că a fost odată un an în care la bacalaureat procentul era foarte scăzut, undeva la 54%. În rândul șahiștilor nu se punea vreo problemă. N-am auzit niciodată de vreun șahist să nu ia bacalaureat. Ei se gândeau dacă ia diploma de BAC, conta atunci și media pe care o avea la BAC pentru admiterea la facultate. Ei își puneau problema să ia peste 9, peste 9,50 ca să îi ajute la admiterea în facultate. Și atunci și aici e o chestie. Și plus că... Este gimnastica minții. Gimnastica minții. Și având în vedere că toată lumea știe, corpul uman este coordonat de creier, este bine să fim într-o permanentă gimnastică. Și sfatul este să jucăm șah. Șahul întotdeauna ne ajută, ne menține tonusul. Să știți că e incredibil cum poți să treci peste presiunea, peste tensiunea unei zile, în momentul în care ești un șahist și păstrezi întotdeauna calmul. Calmitatea ne dă putere și tot timpul luăm deciziile cele mai bune. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Toculeț. Sper să mai veniți cât de curând în emisiune să ne povestiți și despre celelalte 8 competiții pe care le mai aveți anul acesta. Nu mi-a spus că sunt 9 sigur, în total. Da, da. Și să ne mai aștept și altă dată anul acesta să ne povestiți despre celelalte competiții și ce ați reușit să mai faceți la Pitești. Vă mulțumesc și eu și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, urmează Cugetarea Regelui. Șahul dărâmă diferențe. Este un limbaj al diferitelor generații. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă aștept și data viitoare cu alte informații din lumea șahului. O săptămână frumoasă să aveți și nu uitați de gimnastica minții. Emisiune oferită de compania Erbașul.